Capitolul 4 Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz trecea. Boaz i-a zis, Hei, cutare, apropie-te, stai aici!" Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrânii cetății și a zis, Ședeți aici!" Și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare, Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun. Cumpără-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Dar dacă nu vrei, spunem ca să știu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine eu am dreptul acesta. Și el a răspuns, o voi răscumpăra. Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socotela mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Odinioară în Israel pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta sluja ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz, Cumpără-o pe socoteala ta și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, Voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era a lui Elimelec. A lui Chilion și a lui Mahlon. Și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, Moabita, nevastă lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casă ta, Carahela și Calea, care amândouă au zidit casa lui Israel arată-ți puterea Nefrata și făți un nume în Betleiem. Sămânța pe care ți va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat perut care i-a fost nevastă și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească și ea a născut un fiu. Femeile au zis Naomei, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrânețelor tale, căci l-a născut Noruta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât șapte fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume, zicând, un fiu s-a născut naomei, și l au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Iată semânța lui Pereț. Pereț a fost tatăl lui Hezron. a fost tatăl Ram. Ram a fost tatăl lui Aminadab. Aminadab a fost tatăl lui Nachshon. a fost tatăl Salmon. Salmon a fost tatăl Boaz. Boaz a fost tatăl Obed. Obed a fost tatăl lui Isai, și Isai a fost tatăl lui David. Aici se încheie cartea rut.